Vă chem acum, dragii mei, să ne adunăm toate gândurile și să le îndreptăm pe toate spre Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Duminica trecută, la părtășirea după masă, am citit din aceeași Evanghelie, din capitolul 3, de la versetul 13 până la 17, un cuvânt care vorbea despre botezul Domnului Iisus. Dimineața aceasta am citit un pasaj care continuă relatarea împărtășită de Matei și am să spun de la început că există o strânsă legătură între cele două pasaje biblice. Aș vrea să fac însă o paranteză aici. Duminica trecută nu eram eu vorbitorul principal rânduit să vorbească despre botezul Domnului Iisus, dar pentru că mai rămăseseră câteva minute la final, am socotit că este potrivit să adaug câteva gânduri la ceea ce predicatorul serii a spus din Cuvântul lui Dumnezeu. Am spus, printre altele, și faptul că botezul pe care l-a propovăduit Ioan era botezul pocăinței și că el se deosebea de anumite practici pe care evreii le administrau celor ce proveneau dintre neamuri. Vreau să vă spun că de multe ori mă uit peste dumneavoastră în timp ce vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu și afirmațiile pe care le fac aproape întotdeauna le verific cu atenție. Înainte de a afirma cu tărie un lucru de la amvonul bisericii, îl verific bine, îl cântăresc, îl compar, mă uit ce au mai spus alții, mai înțelepți și mai experimentați decât mine, și după ce mă convinc că lucrul acela este așa, este adevărat, vin împărtășesc și dumneavoastră. Spun lucrul acesta deoarece constatam duminică seara, atunci când am vorbit despre anumite practici pe care evreii le administrau prozeliților, am constatat un anume tip de reacție la unii dintre dumneavoastră, ca și când m-au prins cu ceva care este greșit. Vreau să vă spun că m-am dus acasă duminică seara și am cercetat încă o dată să văd, pentru că informația aceea o luasem din acea arhivă noastră pe care noi o numim memorie, și cercetând acasă, lucrurile într-adevăr erau așa cum ne-am spus. Deosebirea era că botezul pe care l-a propovăduit Ioan punea accentul pe pocăință. Botezul în apă sau spălările rituale pe care iudeii le administrau convertiților dintre neamuri nu aveau de-a face cu pocăința. Dar Ioan, când a administrat botezul său, a pus accentul pe pocăință. Am citit în seara respectivă, împreună cu dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Domnul Iisus a fost botezat în apă, cerurile s-au deschis și a fost văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste Domnul Iisus. Și că tot în momentele acelea, din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Un cuvânt deosebit de important, pentru că nu a fost spus de oameni, nici măcar de Ioan Botezătorul, ci a fost o mărturie venită din cer. A fost glasul lui Dumnezeu Tatăl, preamărit să fie numele Lui. Amin. Veți vedea în pasajul pe care l-am citit că în cel puțin două dintre cele trei ispite, ispititorul s-a apropiat de Domnul și a pus la îndoială tocmai acea afirmație pe care Tatăl o făcuse la Iordan despre Domnul Iisus. La Iordan Tatăl a spus: acesta este Fiul meu prea iubit. Iar în pustie, în urma celor 40 de zile de post, când ispititorului s-a îngăduit să se apropie de Domnul, să-l ispitească,
Ispititorul și-a început două din ispite, tocmai punând sub semnul întrebării calitatea Domnului Iisus de Fiul al Tatălui. Și i-a spus așa, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, atunci fă asta sau fă cealaltă. Înainte de a vorbi însă despre ceea ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să spun că vis-a-vis de ispită, că aici este vorba despre lupta cu ispita, vis-a-vis de ispită, oamenii, și mă refer la credincioși, au dezvoltat de-a lungul vremii o mulțime de concepții ciudate și nu toate se verifică cu Biblia. De bună oară, au fost niște lideri foarte influenți din vremea Reformei care au răspândit prin popor niște idei. Și au venit și au spus că de vreme ce omul s-a născut în păcat și a moștenit o natură păcătoasă, el are o înclinație păcătoasă și lucrul ăsta este adevărat. Au venit oamenii aceia și au spus, omul nu are nicio putere în lupta aceasta. În lupta cu păcatul, în lupta cu ispita, în el însuși, omul nu are absolut nici o putere, dacă nu capătă o putere din exterior. Și vom vedea dacă această concepție stă în picioare sau este discutabilă. O altă concepție pe care am auzit-o de multe ori a fost aceea potrivit căreia între încercare și ispită nu ar fi o mare diferență. Și se merge pe ideea că există un singur termen grecesc care a fost tradus câteodată prin încercare și câteodată prin ispită. Și aici aș face încă o paranteză, sper să nu deranjez pe nimeni, dar în același timp sper să vă fiu de folos. Vedeți dumneavoastră, eu am studiat un pic, m-am uitat așa în general peste mișcarea penticostală, n-am vrut să extind analiza mea și observațiile mele și asupra altor denominațiuni creștine și am constatat de bună oară că printre noi, cei ce ne numim credincioși penticostali, de-a lungul vremii s-au conturat două orientări diferite și este foarte greu să îi ții la oaltă pe adepții celor două orientări. Când Biserica Primară a luat ființă, predicatorii Bisericii Primare puteai împărți în două categorii, în evangheliști și în învățători. Evangheliștii erau oamenii aceia mai dinamici, care reușeau să folosească cuvântul pentru a stârni, pentru a provoca emoții, pentru a crea stări emoționale în rândul ascultătorilor. Evangheliștii și în vremea noastră sunt mai dinamici, sunt mai altfel. Alții, prin natura lor, au fost chemați să fie învățători. Sunt oamenii aceia care iau un verset, îl analizează, îl cântăresc bine și le explică ascultătorilor lor. De obicei, învățătorii nu reușesc să-i facă pe ascultătorii lor să strige una într-una, amin și aleluia. Dar dacă îi asculți cu atenție și oamenii aceștia sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, înclini să le dai dreptate, să spui, a avut dreptate predicatorul din dimineața sau din seara aceasta, nu m-am gândit la aspectele acestea, că acest cuvânt al Domnului se poate aplica în felul acesta. Când am spus că în sânul mișcării penticostale s-au conturat în ultima vreme două orientări, aș vrea să vă spun că nu m-am referit nici la învățători și la evangheliști. Că pe ăștia, dacă sunt oamenii lui Dumnezeu, îi pot spune să colaboreze. Unul seamănă, altul udă și Dumnezeu binecuvântează munca lor și face să crească, slăvit să fie Domnul. Amin. Mă refer la altceva. Și probabil că dacă veți fi atenți, îmi veți da dreptate. De-a lungul vremii s-a conturat o latură care pune accentul pe experiențe, care verifică totul prin ceea ce s-a spus cândva.
Și adepții acestei orientări, de obicei atunci când predică, în predica lor vei întâlni vreo 5 versete biblice maximum, dar cu 20 de istorioare petrecute colo și colo și colo, și de obicei asta mai place ascultătorilor. Dar s-a conturat în ultima vreme, mai cu seamă în ultimii 20-30 de ani, din cauza fluxului de informație, o altă orientare care pune accent pe cercetarea filologică. Oamenii aceia care folosesc de bună oară interlinearul și se uită în limba greacă, în limba ebraică, în traducerea cutare, în traducerea cutare, și îți explică ei de ce verbul cutare la timpul aorist trebuie înțeles așa. Și atâta filozofie și atâta filologie fac de tembată de cap, ei dovedesc că sunt foarte erudiți în probleme de filologie biblică. Numai că n-au rezultate. Aș vrea să vă spun că prin biserici se întâlnesc și de unii și de alții, și păstorilor le este foarte greu să-i țină la oaltă, că de obicei se disprețuiesc reciproc. Nici unii, nici alții nu cred că sunt foarte înțelepți și ar trebui să înțeleagă că undeva la mijloc este linia aceea sănătoasă. Textul biblic noi trebuie să-l interpretăm corect, dar n-ar trebui să credem că dacă n-ai înțeles bine sensul verbului cutare la timpul aorist, ai căzut din har și nu poți să fii mântuit. De-a lungul secolelor, până la noi, puțini au cunoscut detalii de felul acesta. Și acum să revenim la întâmplarea sau la incidentul despre care ne vorbește Matei aici. Citim că Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis. Înainte de a vedea în ce au constat cele trei ispite, aș vrea să mai fac o precizare. N-aș vrea să creadă cineva că până la botezul în apă al Domnului Iisus, Domnul n-a fost ispitit niciodată. Ar fi ciudat, pentru că ajunsese la vârsta de aproximativ 30 de ani când a fost botezat. Și aș vrea să vă spun că nicio vârstă omenească nu este prea mică pentru ca să fie ferită sau la adăpost de ispită. Există oameni care trăiesc în păcate ascunse, biruiți de pofte și de patii, pe care le-au învățat din fragedă pruncie, poate de la vârsta de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. N-au fost la adăpost și nu sunt la adăpost. Însă, aici este vorba despre o ispită aparte, pentru că ispititorul în persoană s-a apropiat de Domnul Iisus. Mi-aduc aminte cu ani în urmă am mai vorbit din pasajul acesta, sau poate din pasajul paralel din Evanghelia după Luca, și am spus că avem aici relatarea primei confruntări directe. Vedeți, ispitele ajung la noi, ele nu sunt una și același lucru cu încercarea. Încercarea este câteodată originată de Dumnezeu. De bună oară pe Avraam, Dumnezeu l-a pus la încercare. I-a pus credința la încercare, pentru că scopul lui Dumnezeu a fost să ridice pe Avraam la o altă statură spirituală. Și după fiecare încercare prin care Dumnezeu l-a trecut pe Avraam, Avraam a ieșit întărit în credința lui și tot mai puternic, până când Dumnezeu l-a dus în poziția să fie vrednic de a fi binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Însă ispita, deși poate că uneori se folosește și pentru același termen grecesc, ispita nu vine niciodată de la Dumnezeu. Iacov spune în primul său capitol din epistolă că Dumnezeu nu poate să ispitească. Deci, ispita vine de la vrăjmașul și niciodată de la Dumnezeu. Încercarea vine de la Dumnezeu. Și acum să revin la ideea de mai înainte. Ispititorul s-a apropiat de Domnul Iisus. Câteodată ispitele vin la noi prin mijlocirea celor din jurul nostru. Câteodată ispitele vin la noi
prin situațiile sau circumstanțele în care ne putem găsi. Dar foarte rar s-a întâmplat ca ispititorul în persoană să vină să ispitească pe un anume om, pe un anume credincios, să vină el în persoană. Spune în Proverbe înțeleptul, nu te împrieteni cu omul mânios, cu cel ce se aprinde iute. De ce? Pentru că există pericolul ca să te deprinzi cu felul lui de a fi. Și ceea ce ție nu ți-a fost propriu și caracteristic, să-ți devină o trăsătură de caracter prin asocierea cu un om nepotrivit. Ești ispitit să reacționezi și tu cum reacționează el. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni zice și el un lucru asemănător, spunând că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Este o realitate. Cele mai multe din ispitele cu care ne confruntăm ies înaintea noastră prin mijlocirea sau prin contribuția, dacă vreți, semenilor noștri. Și am să mai dau un exemplu aici. De bună oară, la școală, când în pauză se apropie de tine, tânărule sau tânără, cineva și zice, hai și încearcă din țigara asta. Prima țigară pe care ți-o oferă este gratuită. S-ar putea întâmpla și a doua. Dar după ce te-a prins, dacă ai fost nechipzuit și ai acceptat provocarea aceasta, după aceea devii client obișnuit. Iată că ispita a venit prin om, nu direct prin ispititorul. La Adam, dacă veți citi în Genesa capitolul 3, în versetul 6, ispita a venit prin aceea care era lângă el. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, aici eu aș zice rodul pomului, și plăcut de privit că pomul era dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și după ce a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. De asemenea, în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, de la versetul 15 în jos, veți vedea că au fost oameni religioși care au venit la Domnul Iisus și i-au spus, Învățătorule, noi știm că ești cu adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Asta era ceea ce eu aș numi anestezia. Când te bate așa, știi, înainte de a da cu seringa, te bate un pic așa și te piaptănă și te laudă și dintr-o dată dezactivezi sistemul antivirus și ești gata să primești orice. Și apoi ei vin cu întrebarea, se cade să plătim? Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și Domnul i-a privit și i-a întrebat și el ceva înainte de a le răspunde. Pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Cele mai multe ispite ajung la noi prin mijlocirea oamenilor. Și oamenii, de cele mai multe ori, nici nu-și dau seama lucrarea cui o fac. Dar o fac. Totuși Domnul Iisus spune într-o altă împrejurare că e vai de acela prin care vine prilejul de ispitire. De aceea zic, Doamne, ferește-ne să nu devenim noi pricină de ispitire pentru cineva. Ferește-ne de aceasta. Amin. În alte situații, ispita ajunge înaintea noastră prin împrejurările în care ne găsim. Și aș vrea să vă spun că sunt situații de care Biblia ne învață să fugim. Zice un proverb românesc că fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Că este sănătoasă, o recunoaște și lumea de astăzi, și medicul, dacă mergi la el, îți recomandă să mai alergi un pic, să faci mișcare. Dar cuvântul Domnului se referea la altceva acolo. Am auzit pe alții tratând sau vorbind despre fugă în termeni mai ironici și spuneau că de când s-a inventat fuga, ei n-au mai căpătat bătaie niciodată. Și asta dovedește că oamenii tratează fuga oarecum în derâdere. Dar mi-a plăcut ce spunea un om al lui Dumnezeu. Fuga este singura modalitate de a birui ispita. Fuga de ispită.
Dacă noi creștini am ști să fugim de ispită, să știți că am scăpat de multe din relele cu care ne confruntăm. Dar problema este că nu fugim de ispită și nici de cei ce ne ispitesc. Câteodată chiar legăm prietenii cu ei. Și este trist lucrul acesta. Și se mai întâmplă că uneori, în cazuri foarte rare, ispititorul însuși vine să ispitească pe cineva. Știți? Și pe Iov l-a cerut din mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a îngăduit ispititorului. Iar aici iată că ispititorul s-a apropiat de Domnul Iisus. Și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Vă reamintesc că Domnul Iisus era acum la capătul unei perioade de post de 40 de zile. O perioadă pe care unii cercetători ai Scripturilor au asemuit, au comparat-o cu perioada călătoriei poporului evreu prin pustie. Și știți că și ei au avut ispita aceasta cu pâinea, cu mâncarea. I-a încercat pe evrei de multe ori în călătoria lor prin pustie. Numai că evreii au fost ispitiți în timpul călătoriei. La Domnul Iisus ispititorul a venit la capătul celor 40 de zile de post. Era foarte flămând, probabil, în momentele acelea. Și locul în care se găsea, era un loc în care erau foarte multe pietre și din cauza schimbărilor de temperatură și a, mai știu eu, condițiilor meteo de acolo, pietrele acelea se spune că aveau o înfățișare, dacă te uitai la ele și un pic numai să dai drumul imaginației, îți puteai imagina că sunt niște pâinișoare. Și la un om care este flămând, imaginea aceasta